Nici măcar eu nu cunosc foarte multe detalii, tocmai din acest motiv apelăm la ajutorul specialiștilor. Mă bucur tare mult să o salut pe doamna Victoria Brocovski, medic alergolog, conferențiar universitar. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine am găsit! Acum toată lumea probabil cunoaște și aude despre aceste alergii, în mod special la puful de plop, dar este și alergia la polenul de graminee. Haideți să vorbim în primul rând despre cum se manifestă această alergie și dacă există grupuri de risc sau mai sensibile, ca să le zicem. Alergiile sunt o manifestare foarte frecventă la ora actuală și unul din patru adulți și inclusiv copii este alergic și nu neapărat că toți știu despre asta. Și simptomele pe care le vor resimți în această perioadă sunt mâncărimea de nas și de ochi și strănuturile foarte frecvente de multe, multe ori la rând și nasul care curge cu secreții apoase transparente. Unii se pot manifesta și cu simptome de tuse. Asta ar însemna că multă lume ar putea confunda o alergie sau o reacție alergică cu o răceală banală. Da, se pot confunda pentru că aceste simptome uneori sunt și în răceală, dar foarte rar răcelile sunt în perioada caldă a anului și foarte rar durează câteva săptămâni sau câteva luni. Uh-huh. Și niciodată alergia nu are febră, pe când răceala are febră foarte frecvent. Deci o răceală care se întinde pe câteva săptămâni nu este răceală, ci este mai degrabă o alergie. Așteptăm momentul să treacă această perioadă de glorie a pufului de polen sau totuși este recomandat să mergem la un consult de specialitate, să mergem la cabinetul alergologului? Sigur că simptomele de nas nu deranjează foarte mult și pot fi tolerate și să nu mergem neapărat la un consult, dar atunci când sunt prezente și simptome de tuse, uh-huh, o tuse de o durată mai lungă, sigur că necesită un diagnostic diferențial și cu alte boli care ar putea să se manifeste prin tuse, alergia fiind una dintre cele mai puțin severe, să zic așa, dar sunt alte boli mai severe care pot avea tuse și de aceea un consult este indicat. Dar este adevărat că fie ce plantă dă reacții diferite? De ce vă întreb eu lucrul ăsta? Majoritatea oamenilor cunosc că sunt alergici la puful de plop sau la ambrozie. Cam despre asta se discută. Parcă celelalte rămân în umbră. Alergia la puful de plop este un subiect controversat. Așa. Pentru că nu suntem alergici la puful de plop. Puful de plop este, de fapt, cel care poartă semința plopului și, uh-huh, polenul a fost o lună și ceva în urmă sau chiar două. Și atunci acest complex de semințe de plop va purta pe suprafața lui polenurile arborilor care acum înfloresc și este final de sezon. Aha. De mesteacăn, de stejar și de platan. Și avem plin sezon de graminee sau, într-un cuvânt, polen de iarbă. Gramineele, atât sălbatice cât și de cultură, sunt cele care înfloresc cu spic și sunt polenurile de iarbă care acum începe picul de sezon, uh-huh, și vor dura luna mai, luna iunie și luna iulie. Și acum acest puf de plop poartă polenul a câteva zeci de specii de iarbă și a câtorva tipuri de copaci, mesteacănul fiind cel mai agresiv dintre alergenele de copaci. Așa. Și inclusiv poartă impuritățile pe care le întâlnește în aer. Pentru că aerul, din păcate, nu este curat. Da. Și cu atât mai mult, pentru că el se depune și la sol, acest puf de plop, purtat de vânt, ajunge să fie ridicat în aer la nivelul aerului respirabil. Noi respirăm cu aerul de la suprafața solului de 1,5 m, 2 m. Și nu, aha, respirăm cu aerul de jos. Atunci el va ridica în sus, la nivelul respirabil, impuritățile de la sol, care sunt toate tipurile de particule mari de praf, dar și mucegaiurile. Și astfel vor irita și mai mult căile respiratorii, fiind o mașinuță de impurități și o mașinuță de alte tipuri de polenuri. Persoanele care cunosc că sunt alergice, cunosc deja și regulile pe care trebuie să le respecte în această perioadă. Ce recomandări ați avea pentru cei care doresc să se țină mai departe de aceste reacții alergice? Putem cumva să ne protejăm, să întreprindem niște măsuri de precauție? Da, pot fi întreprinse unele măsuri de minimalizare a expunerii, pentru că evitarea totală este imposibilă, uh-huh, în această zonă geografică și în această perioadă, dar ochelarii de soare ne vor ajuta să pătrundă cât mai puțin sau deloc particule mari de praf și particule mari de puf de plop și alte tipuri de polenuri. Sigur că în zilele cu vânt, când circulă foarte mult puf, o mască ar fi de ajutor atunci când ieșim afară, pentru că vom
încala mai puțin, dar spălarea părului și spălarea feței, spălarea mâinilor în fiecare, după fiecare plimbare afară, așa, este necesară pentru a minimaliza cantitatea de polen care rămâne pe suprafețele corpurilor noastre și inclusiv hainele cu care s-a plimbat afară să nu fie depozitate în dormitor, pentru ca să nu se respire particulele de polen de pe ele, da. Pe forumul mămicilor, foarte multă lume susține că e bine să facem spălarea cavității bucale, a nasului, să facem irigare nazală destul de frecvent. Ajută asta într-adevăr? Irigarea nazală este un tip de spălare a mucoasei nasului, așa, cu soluție salină. Sigur că nasul nefiind accesibil pentru spălare uzuală, aceasta este o metodă de a îndepărta particulele mari de polen, uh-huh, și de praf care au rămas pe aceste suprafețe și sigur vor duce la absorpția a mai puțină cantitate în mucoasă și astfel o cantitate mai mică de alergen să fie implicată în declanșarea manifestărilor alergice. Și pe final vreau să vă întreb dacă optăm pentru un tratament medicamentos sau medicamente care ar putea diminua din aceste reacții sau mergem și pe metode așa mai tradiționaliste cumva. Metodele de evitare și minimalizare a expunerii sunt documentate științific și demonstrate că sunt utile, uh-huh, și tratamentul medicamentos are dovezi științifice pentru a fi indicat și recomandat și atunci doar el este cel care controlează simptomele sau poate induce o toleranță la alergenele respective dacă ne referim la tratamentul de imunoterapie, ceea ce înseamnă un tratament cu alergeni. Aha. Și pacienții alergici la graminee și la mesteacă au început acest tratament în luna ianuarie, pentru că el este necesar a fi început cu 3 luni înainte și nerecomandate sunt tratamentele pe bază de plante și tratamentele naturiste, pentru că fiind alergici la plante, administrând plante, riscăm să declanșăm simptome mult mai severe. Sigur că nu au dovezi științifice aceste tipuri de practici. Tocmai din acest motiv venim cu recomandarea către dumneavoastră, stimați telespectatori, în momentul în care manifestați niște reacții alergice, este cel mai indicat să vă consultați cu medicul de familie, care cu siguranță vă va redirecționa către un medic alergolog. Mulțumim tare frumos pentru aceste recomandări, pentru informații și vă mai așteptăm cu drag. Cu drag.